Domnului Vicepreședinte, cuvânt de sotieră domnului Balanărești, domnul Șor, mai așteptat să Domnilor și domnilor, domnilor rezistență, vreau să aduc la cunoștința dumneavoastră că după adunarea generală extraordinară a jucătorilor din 29 octombrie 2016, unde a fost votată solicitarea adunării către Consiliul Superior al Magistraturii de a convoca adunarea generală extraordinară a judecătorilor pentru a discuta și analiza starea de lucru în cazul sistemului judecătoresc în Moldova, așa și nu a fost convocată. În legătură cu acest fapt, la data de 27 decembrie, am solicitat Consiliul Superior al Magistraturii prin cerere scrisă, expediat prin fax, includerea în ordine de zi, așadind sale din 27 decembrie 2016, a chestiunii prin convocarea imediată a ședinței extraordinare, excepționale adunării generale a judecătorilor, pentru a discuta chestiunea susținută. La 13 ianuarie 2017 am recepționat răspunsul președintelui Consiliului Superior al Magistraturii numărul 89 M/I din 9 ianuarie 2017, la care a fost anexat și copia procesului verbal a ședinței adunării generale extraordinare a judecătorilor din 21 octombrie 2016, cu mai multe interpretări sterile și fapte denaturate, de aceea nu le pot reproduce. Deși mai multe televiziuni au transmis ședința adunării generale extraordinare a judecătorilor din 21 octombrie 2016, ieri seara am verificat arhiva unor din ele privind acest subiect. Din răspunsul susindicat am aflat scoare că judecătorii prezenți la această adunare n-ar fi votat solicitarea către Consiliul Superior al Magistraturii prin convocarea unei adunări generale extraordinare a judecătorii pe subiectul menționat. Întrucât adunarea generală a judecătorilor nu are competențe privitoare la convocarea ședinței extraordinare acestea. În legătură cu cele expuse, țin să menționez, domnul președinte, Consiliul Superior al Magistraturii următoare. 1. La ședința adunării generale extraordinare a judecătorilor din 21 octombrie 2016 s-a votat solicitarea către Consiliul Superior al Magistraturii de convocare adunării generale extraordinare a judecătorilor, dar nu s-a votat convocarea acestea, după cum a perceput sau dedus funcționarul care a pregătit răspunsul menționat între dumneavoastră. 2. Potrivit articolul 23, cu incitrerea acolo litera E, legea pentru organizarea judecătorească, adunarea generală a judecătorilor examinează și decide asupra altor chestiuni referitoare la activitatea instanței judecătorești. Aceleași privilegii fiind stipulate și în punctul 12 litera F a regulamentului cu privire la funcționarea adunării generale a judecătorilor. 3. Conform articolului 23 cu lin și 2 neatul nouă lege numerizată, hotărârile adunării generale a judecătorilor se execută de către organele administrării judecătorești și de către judecători și public pagina de la Consiliul Superior al Magistraturii. Iar conform articolul 23 cu lin 1 neatul 4 aceste lege, organele administrării judecătorești sunt adunarea generală a judecătorilor și Consiliul Superior al Magistraturii. De ce Consiliul Superior al Magistraturii, în opinia mea, urma să pună în ordine de zi chestiunea votată unanim la adunarea generală extraordinară a judecătorilor din 21 octombrie 2016, indiferent ce hotărâri ar fi adoptat Consiliul, convoacă sau nu convoacă, dar urma să pună în discuție această chestiune. Asta ce ține de adunarea generală extraordinară precedentă. Din discursurile antevorbitorilor se face impresia că în sistemul judecătoresc totul este bine, primăvara a venit, însă spația starea de lucru sistemul judecătoresc de parte nu este așa. Domnul și domnul judecători, este bine cunoscut rolul important al justiției în orice societate, însă Republica Moldova ea a fost și continuă să fie confiscată ciclic de cei care la 2009 încoace au împărățit Palatul Republicii, iar de ceva timp clădire renovată a Parlamentului. Anume din vina lor, poporul moldovenesc a ajuns să se bată într-o mediocritate cronică, care nu mai cunoaște limite. Iar Republica Moldova se îndreaptă fier de o justiție care încet cu încetul își face cocoțel din clinchetul cătușilor pentru a-și chema la recreație și să se activ. Și de tot ce se întâmplă în sistemul judecătoresc, e poartă întreagă vină. Stimați colegi, societatea moldovenească e la limita așteptării, deoarece am ajuns un sistem de lași și incompetenți funcții, care dau în cap oricui este diferit. Ființa acestui neam, deși trăiește apocalipsa bătjocului, încă așteaptă mare revoltă a sistemului judecătoresc, fiindcă știe
că aceasta este singura